Bună ziua! Sunteți bine? E o zi foarte frumoasă! O zi de toamnă însorită. Eu m-am gândit să mă înconjur de culoare și cât mai mult nuanțe de roșu. Astăzi sărbătorim o prietenă. O sărbătorim pe Raluca, Raluca Vasile cu care eu am colaborat în ultimii ani în foarte multe evenimente organizate, atât pe Slow Food Dobrogea și le salut pe toate celelalte colegi ale noastre, dar și evenimente culturale pe care le-am desfășurat aici în gospodărie pe timpul verii acesteia și verii trecute. Am aici doi prieteni indieni. Și știe de ea de ce, pentru că Raluca este o pasionată a acestei culturi. Cu ea am făcut chiar exerciții de relaxare, ne-a introdus în Ayurveda în acest an. Și mai mult decât atât, Raluca este și un parfumier. Poate n-ați auzit foarte des de parfumieri pe lângă noi, dar. Raluca cu sufletul ei cald, astă vară când a ajuns în gospodăria mea, a venit cu un cadou și anume un parfum pe care l-a creat special pentru mine. Ăsta era momentul, Raluca, pentru care am păstrat să prezint parfumul. M-a întrebat dacă mi-a plăcut. Nu ți-am dat atunci un răspuns decât unul evaziv ți-am spus că da, mi-a plăcut, a fost ok. Vreau să-ți spun că um, mirosul acestui uh, parfum în momentul în care uh, l-am aplicat a fost extraordinar, uh, l-am resimțit uh, într-un uh, mod aparte. Pur și simplu Uh, Mi-am dat seama că era uh, esența de care aveam nevoie în acel moment. Era un moment în care uh, simțeam nevoia de încurajare, simțeam nevoia să mă regăsesc, și în momentul în care am aplicat acest uh, parfum, am regăsit tot ceea ce căutam. Deci, uh, Divin, <laughs> da? Îți uh, mulțumesc din suflet. Este Your Personal Aroma by Raluca Vasile. Se numește Bianca, da? deci e un parfum personalizat. Astfel de parfumuri puteți avea și voi ceilalți care priviți acest filmuleț. Îți mulțumesc, Raluca, pentru toate ideile cu care ai venit în colaborările pe care noi le-am făcut până acum. Vom păstra, bineînțeles, pe viitor această relație frumoasă. Îți doresc multă sănătate, îți doresc putere de muncă, același calm cu care ne ajuți de fiecare dată prin prezența ta. Și cu acea luminiță de speranță pe care ne-o transmiți ori câte ori vii cu idei noi, în vremuri grele, a, idei frumoase, artistice, și cu tezanța de a merge mai departe, indiferent dacă vremurile ne sunt prielnice sau nu. Îți doresc încă o dată tot binele din lume. Suntem a, pe același drum, alături, și te îmbrățișesc cu drag. La mulți ani, Raluca!